Va avea atribuțiuni de la echipa mare până la centru de copii și juniori, inclusiv echipa a doua. Voi avea cu el discuții din toate punctele de vedere, planuri, programe de pregătire, monitorizare de jucători, analiza meciurilor pe care le-am jucat sau pe care le vom juca, mă refer ca și spionaj, ca tot ceea ce înseamnă om de fotbal. Și m-am decis după cam două luni de când interacționăm referitor la, știți că avem un contract de analiza meciurilor, am avut foarte multe discuții și mi-am dat seama că suntem compatibili și vreau să profit de experiența lui, de cunoștințele pe care le are, de relațiile pe care le are în fotbalul italian și în viitoarea noastră colaborare va fi și probabil o apropiere mai mare de fotbalul italian, poate chiar o colaborare cu una dintre echipele din Il Calcio. Deci, încă o dată, să vedeți că sunt deschis la tot ceea ce că se spunea că nu vreau să lucrez cu nimeni. Poate chiar mi-am adus un antrenor, nu? În locul meu. Eu, în primul rând, mulțumesc că Mr. Rakitić, că am discutat, cum a spus el, am avut mai multe discuții și s-a creat un fel de feeling, cum a spus, suntem compatibili. Pentru mine e un nou început cu Petrolul, sper și vreau să fac numai de bine. Unde am mers, cred eu că am avut rezultate și am făcut bine. Nu vreau să iau locul numima lui, mai ales Rakitić, cum spunea din glume. Step by step vom construi un raport solid pentru a face mai bine și mai mare Petrolul. Ați văzut echipa la meciul de la Galați? Bineînțeles. Da, eu cred că am fost. Cunosc Petrolul eu ca, de când am venit aici, știu eu că e o echipă foarte titrată cu multă tradiție, are suporte foarte, foarte multe. De fapt, atmosfera că am văzut la Buzău m-a plăcut, în afară episodul de torsa. Dar în timpul modern sta și în tribuna că se vede mai bine. Știți că erau și antrenori care chiar cum era la Celtic sau la Glasgow. Exact. Managerul principal stătea în tribună. Ferguson acum e în tribună, dar are colaboratorii sus care îi spun între prima al doilea repriză cum se vede mai bine meciul. Mai ales cu un nou stadion care va fi gata. E o bijuterie, eu cred. Acum l-am adus și pe Rento și vă spuneam și mulțumit de timpul pe care îl acord echipei. Cam atât de multe probleme cât echipa și prin venirea lui Renzo sper să-mi fac acest timp. Este da. Venit în locul cuiva? Nu. La echipa? Că eu consider că voi mai avea nevoie de oameni și găsesc oameni care să fie compatibili cu proiectul nostru, cu mine, cu Andy, care nu vor vrea să muncească sau care vor greși, flagrant. Deocamdată asta e organ. Contul lor pe am fost sunat și eu el, că... Deci dacă... Nu. Deci, în orice funcție vine în locul meu. Deci mă asor dacă vine. Rakitić. În momentul în care Rakitić va pleca, va pleca și eu. Nu spune antrenament, pentru că n-am nocturnă și n-am unde să fac antrenament. M-aș fi dus lângă cimitir, da. A fost un lot pentru că am întârziat 10 secunde. La analiza tehnico-tactică, a meciului Steaua Oțelul din Supercupa. Cele 10 secunde care s-au adunat durerii de inghinal și răcerii din săptămâna premergătoare a meciului. Eu mi-aș dori ca poliția italiană să-și facă datoria și să-l aresteze pe Adail Odon pentru cele... Pentru că n-a plătit parcarea. Din punctul meu de vedere, cei trei, Adalton, Sărmătean și Wesley, sunt cei mai valoroși jucători ai campionatului. Deci cei mai valoroși. Deja azi noapte nu dormeam, am trecut până la 5 noapte și mă gândeam care este al doilea mijlocaș central. Că e nespus, știți, ca la roșu în training pe care îl voi folosi. Sunt extrem de puternici cei trei jucători și trebuie să doi mijlocași central, clubului de fundași central puternici, ca să-i opresc. Voi găsi, voi vorbi și curent. Am analiza meciului lor de la
cu Rapid am văzut și meciul cu Tente, dar va fi alt meci, nici nu mă, nu mă interesează meciul cu Tente. Da, din punct de vedere. E bun și nebun, pentru că ar putea să fie o discuție. Hai, domnule, acum o luăm de la capăt, o luăm de la zero, cum se mai spune. Nu sunt îngrijorat pe meci. Foarte greu. Va fi foarte, foarte greu. Va fi un meci foarte dificil. Trebuie neapărat să uităm, eu zic, ce am făcut cu Oțelul. Și campionatul începe chiar acum, adică noi, fiecare meci trebuie să fie un meci în sine. Trebuie să ne uităm, dacă merge că noi am făcut cu Oțelul, deja pierdem din start. Noi avem capacitatea noastră, sigur, prin capacitatea noastră vom încerca de împiedica Vaslui. Restul după, se era chită acum. A semnat contractul cu Swat, Zendeli, astăzi la birou la mine, azi dimineața, a făcut și vizita medicală. Am făcut toate diligențele pentru a primi carte verde astăzi și dacă se va putea, cu fiind și jucător străin, să fie legitimat, va merge cu noi la Vaslui. Mă voi decide împreună cu Mitica Jipa dacă îl voi folosi sau nu.